Aceasta fiind agenda culturală, putem să mergem mai departe. V-am recomandat teatru, film, perfect. Dar să nu uităm totuși, oameni buni, că trăim niște vremuri tulburi. Citiți dumneavoastră ziarele, vedeți despre ce este vorba. Marea Britanie a ieșit din UE, virusul chinez amenință planeta, iar parlamentarii noștri se pregătesc pentru bătălia din jurul moțiunii de cenzură. Ai fost la curent, Ciucă, cu ce se mai întâmplă? Ai văzut. Da. În tot acest timp, americanii trăiesc încă euforia finalei Super Bowl, la care s-au uitat doar aproape 100 de milioane de oameni. Lumea filmului discută câștigătorile de la premiile BAFTA, dar noi încă ne mirăm de cele 17 grade cu plus care au fost în weekend în plină iarnă la început de februarie. Când auzi toate minunile astea care au loc simultan în viețile noastre, nu poți să nu te întrebi cu uimire. Pe bune! Minunile astea sunt însă departe de ciudățenile pe care le pregătesc minunații mei colegi, nimeni altul decât Mihai Bobonete, Costi Diță și Cosmina Tanticu, la un nou sezon al emisiunii Pe Bune, care va debuta cu o mulțime de întrebări demențiale și răspunsuri amuzante în seara asta. Noul prezentator Bobo a preluat ștafeta de la Andy Moisescu și vine cu capitanii de echipă Diță și Natanticu să-i poftim cu aplauze. Salut, băieți, bine ați venit, bravo! Să trăim! Bravo, bravo, bravo! Cătălin! Băi, capitanii au rămas capitani! Capitan de județ! Și comandantul s-a schimbat! Comandantul Andy Moisescu! N-aveți loc toți trei pe canapea? Ba da, ba da, avem, avem. Așa. Da, da, băi, băi, Diță, din cauza ta n-au loc pe canapea. Adică... Nu are, trebuie să ține piciorul mai așa. Da, da, da. Crezi că de la șchiopătatul piciorului n-aveți voi loc pe canapea, Bobo, nu? Să stau acolo cu piciorul și nu se mai oprea introducerea. La modul, hai că am pulsul 100. Bobo, poate ți-e foame, am pentru tine un măr, dacă vrei, de asta e și masa asta, așa? Nu, mă gândeam că poate ți-e foame, nu, ești la dietă, nu? Nu, o să iau o portocală când plec. Ok, perfect, foarte bine, vitamina C în perioada asta ajută, da? În seara asta, Pe Bune, începe la ProTV sezon nou. Bobo e tuns, prezat, aranjat, pentru că, domnul prezentator... Sunt noul prezentator de la Pe Bune și mi-a făcut foarte mare plăcere să filmez bucata asta de emisiuni și vă invit să le vedeți pentru că sunt foarte amuzante. Adică înainte te distrai că stăteai acasă, acum te distrezi acolo, a? Da, doi la mână plecam de la filmare spre casă și mă întrebam, bă, dar o fi adevărat, mă, frate, știi, că de fapt cu asta te lasă emisiunea. Da, 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 rămâi. Băi, o fi adevărat sau noi vorbim acolo prostii? Nu, tata, e adevărat că... Bă, adevărul că întrebările sunt demențiale, am fost și eu invitat la Pe Bune și adevărul că întrebările alea sunt senzaționale. Tu știai că noi 85% din populația lumii respirăm cu o singură nară? Pe o singură nară. Da. Pe o singură nară. Știai asta? Noi suntem 100% aici cu ambele nări, cred. Nu, nu, nu. Ia crede-mă că da. Nu ai senzația. Fii atent, pentru că în seara asta începe... Și ai deviație gravă de sân. Da, da, este. Trebuie să mergi la doctorul Răzvan Filip, la prietenul meu, a fost coleg de liceu. Da, trebuie să pereze, da. Dar doare, bă, doare și eu vreau să fac... Nu doare, nu doare, va doarme, la avea și clinica somnului, foarte nu bun, cred Răzvan că discutăm Filip. Despre da, 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 bă, și vreau să te întreb ceva, dacă eu mă duc cu Natanticu, doi ne face preț de unul? Nu, nu, pentru că știe că sunteți lucrați în televiziune, unde se câștigă o cârcă de bani, deci nu e problemă, dar vrea mai mult. La audiență nu încep tu și zici vă mulțumim că șaseară bă, ce să facem, fost bă? Primi și nu știu ce, păi cum? Asta e adevărul, da. Realitatea, Bobo. Așa, dacă vrei, reduce-l, vă operez eu pe amândoi la mine în bucătărie. Bă, ideea e felul următor, om respira noi cu o singură nară, dar ne uităm cu ambii ochi, tată. Nici asta așa nu și telespectatori. Nu, nu, de ce te arunci? Nu, da, că nici nu asta nu e bine. Eu să știu, stai puțin cine știe ce descoperi. De dimineață îi duceam copiii la școală și la grădiniță. Și în mașină avem tot felul de jocuri, alb, negru, da sau nu, și tot felul de chestii și asta ne-am pus curiozități. Voi știați că furnicile nu dorm niciodată? Mamă, câte lucruri știi noi despre furnici. Asta că nu dorm niciodată de copii, să vezi tu ce fac. Normal că-s cu ei mașina pe bune cu ai mei. Tu știai că furnicile soldat când simt pericolul să dau cu capul de pământ și încep toate să dea cu capul de pământ până ajunge la șeful, care e șeful să dă cu capul de pământ, că e pericol. Știai asta? Asta e de la tine. Nu, furnicile nu soldat. Nu m-am avut. Cum n-am avut? Da, mă, termitele, termitele. Se răzici mâine. Se dau cu capul de pământ. Chiar eu am avut deci întrebarea și n-am ce dau cu capul de pământ. Deci în seara asta, practic... De la 22:30 începe Pe Bune, da. Foarte frumos. Uitați-vă. Cine sunt primii? Primii invitați? Primea Adela Popescu, care a fost în echipă cu Costi și doamna Morodan, super echipă, care mai avea puțin și se suia pe public. Deci Adela Popescu față în față cu Ana Morodan. Ana Morodan. Aș putea spune la pariuri cine a câștigat? Da.
O să pierzi. Poți să pui la pariu, o să pierzi. O să pierzi, dar pune la pariu. Ce zici? Cine a câștigat? Aș merge pe capitan Diță pentru că l-am văzut așa. Îmi pare rău. Nu mă, stai să zici de ce aș merge, pentru că l-am văzut că a avut alt elan când am zis de chestia asta. Da. Știu că sezonul trecut tu ai fost capitanul cu cele mai multe victorii, nu? Lăsați mai răsuci cuțit pe rană. Sezonul ăsta nu se știe. Da, da, știi ce m-am gândit că dacă vine Bobo în schimb locul lui Andy, m-am gândit, bă, în calitate de film, poate mai îmi aruncă și mie un... Mai face cu ochiul A, un B. Eu așa am luat carnetul. Și ne-a dat sala așa, mi se mai... Mă rog, nu zic că e la televizor. Da, așa, te cheamă la reacționare. Așa luam. Bă, oricum, să știi că emisiunea la mine s-a întâmplat ca la... Mă uitam la The Crown, presupun că ai văzut serialul. Am văzut că ai scris pe Facebook de el. Nu l-am văzut, dar... Da, nu, a fost ca la The Crown, că am văzut acum azi dimineață în Pro TV, unde era poza cu Andy Moisescu, s-a dat jos, e poza cu mine. Păi... M-am scăunat, băi, ești nevoie. Bravo, mă. Să nu se faci o poză cu mine acolo. Bravo. Da? Super tare. Ce, eu nu știu dacă mai intrare? Avem noi. Acolo, noi? Dar e singur sau cu noi? Dar noi, Bobo, dar noi mai suntem singur, acolo? Singur, mă, frate. Da, da. Ei mai vin la emisiune sau oricum? Vin și ei că erau acolo, doar l-am săpat pe... Eu mă duc acum acolo să văd dacă am... Noi suntem într-un colț acolo să fie și... Ei l-au săpat pe Andy? Noi l-am săpat. Noi împreună. Noi suntem și rude. Asta e filmul meu, Costin, fratele meu. Și noi lucrăm de vreo 2 ani la treaba asta, să-l trimitem... La anunț. Dar nu e adevărat. Glumim acum. Dar el nu știe. Nu știe. El acum află. Da. Și astăzi mergem să luăm și apropo TV-ul, că l-am luat-o noi. Da. Și s-ar putea și în juriu la România au talent. Da. Noi toți trei pe un scaun. Începe acum România au talent. Începe pe 7 februarie. Da, exact, adică vineri. Da. Eu zic să te bucur cât mai poți de emisiunea asta. Da. Adică simte-te ca acasă încă o perioadă că nu se știe. Acum îmi dau seama, băi, Ciucă, tu râzi degeaba, bă. Da. Pentru că Bobo o să fie Măruță, da. Iar Diță și Natantic cu Ciucă și Nicolăină. Nu, eu o să fiu Greta. Da. Bun. Vreau să zicem că noutățile despre emisiunea... Nu știu, cred că îți lipsesc niște calități ca să fii Greta, dar în rest e ok. Ei, le fac eu cumva. Avem și Instagram la Pe Bune, ca să știi. Adică show oamenii pot afla acolo. Și Instagram și Facebook, nu? Da, Show Pe Bune este pe Instagram. Show Pe Bune, acolo poți să afle noutățile despre ce se întâmplă săptămâna aia, cine e invitat. Ia telefonul și deși tu așa. Follow. Sau dacă îmi pe Mielu Bonete cu Bifa Albastră, adică pagina oficială, că o să pun acolo în fiecare săptămână, că mă obligă, cum ar veni prin contract. Și n-am ce să fac, și atunci o să poste și eu acolo. Show Pe Bune caută Măruță. Da, mă, asta caută acum, asta e un pic. Show Pe Bune recomandare, da. Greta, dă și tu, nu te uita. Diseară la 22:30. A, și de mâine seară, de la ora 8:30, începe un serial nou pe Pro TV, un serial despre viața la țară. Dă-te-mi poză tot cu Andy Moisescu. Nu, da, mă, Show Pe Bune. Show Pe Bune? E bine că ai găsit fix poza cu Andy, în tine, dai seama. Până o dăm jos, deci punem, și obligăm. Mâine seară, marțea, de la 20:30, începe un serial nou pe Pro TV despre viața la țară, cu personaje năstrușnice, cu întâmplări foarte bine elaborate. Cum și scrise. Las Vegas, Las fierbinți, dar acum e și în reluare și în direct și sezon nou. Ha! Dar mai aștept să văd. Începe sezonul nou de mâine. Deci, eu întotdeauna m-am întrebat chestia asta. Deci voi puteți să fiți și în sezon nou și în reluare și în... Și în live. Adică străi de Bobo acolo? Eu nu mai înțeleg nimic oricum cu relorile astea care le trebuie. Trecutul, prezentul și viitorul. Și bătrân, mă văd, nu înțeleg. Asta e bine, mă văd și sâmbătă. Da. Și duminica la filmul Pro, când trăiați noi la filmul Pro, eram tot eu. Acum o să fii și seara la Pe Bune. Și seara la Pe Bune, de știu și răspunsuri. Nici nu mai pot să mai mă uit acum mă uitam înainte. Da, nu știam și mă uitam. Dar ar fi mișto ca în reluare să te uiți. Nu, dar poți să joci, Bobo. Am zis că am niște zaruri pregătite. Băieți, vreau... Până aduce zarurile, Măruță, trebuie să salut pe Maria, că am copil mic și când știe că apărăm la televizor trebuie să-i fac cu mâna. Unde-i camera? Maria! Ia, unde e Maria? Bună, Maria! Bună, Maria! Zici tu. Te pup, Maria, I love you. Doar atât, pup, te pup, Maria, I love you. I-am zis, I love you, baby, gata. Hai să te văd așa, mai de suflet de la tată pentru fică, hai. Păi știe Maria, mă, că o iubesc, eu tot timpul îi declar, adică am o relație foarte specială. Nu, așa, lasă-mă, nu de asta, zici și tu, se duce tati. Maria, nu ți-a spus, dar l-am auzit mai devreme, chiar vorbea, nu știu, se duce la mall să cumpere ceva pentru... Da, tu liniștii că avem mall-ul acasă. Ce, crezi că a rămas ceva necumpărat? N-am mers. Nu, mergem la tenis asta. Da, ce perfect. Băieți, avem 3 zaruri. Așa. Care dă zarul mai mic? Da. Ăla trebuie să ne spună o dumă foarte tare, fie de la show-urile de stand-up, fie de la filmările voastre. Eu nu joc.
Ne-a omorât. Bă, dar ceva stânjenitor, adică dacă tot stai... Sau fii atent, nu, facem altceva, să fie mai ușor. Cel care câștigă, trebuie să spună ceva stânjenitor sau mai nașpa, așa, de celălalt coleg. Pe care celălalt, că sunt încă doi? Păi da. Păi unul câștigă. Da. Și el zice, de exemplu, dacă dai eu cel mai mare, trebuie să zic ceva stânjenitor despre ei doi. Da, povestea ce-a pățit el. Ia, uite-mă că m-a... Da, iubita, Ia Zaru, hai să dăm cu Zaru. Deci fii atent. Deci ideea e în felul următor. Care dă... Da? Cel mai mic sau cel mai mare? Nu. Ce cum facem? Ziceți voi. Vreți mai mic sau cel mai mic? Cel mai mic, așa e normal. Deci care dă cel mai mic, ăla trebuie să spune despre ceilalți un moment stânjenitor, corect? Dar noi nu avem momente stânjenitoare, măi, măruță. Eu unde? L-arunc? Da. L-arunci aici. Fii atent, mare. Stânjenitor, amuzant, hai. Da. Deci ăla care dă cel mai mic, da? Că a pierdut și trebuie să-i dea... Dar nu mai bine ăla care dă mai mic se dezbracă și... Da, și sau cântă, face balet. Stânjenitor. Eu nu pot să fac balet, mă. Nu balet, mă, nebunule, cine ai zis că-ți faci balet? Când ai zis de balet? Arăți o țâță, mă, nu-ți zic mare lucru, ești puțin plovărul, mă, ce? Hai să facem pe asta. Cea mai bună variantă, bravo. Hai că trebuie să plecăm, cât a dat Bobo. Arunca Zaru, Bobo. 3. 6. La cât barbut am jucat în viața mea. Te rog. 2. Se poate și mai mic. Se poate și mai mic. Hai, pregătește-te. Se poate, da, ce zici. Se poate și mai mic. 1. Fii atent, pentru că te respect. 1. 6. Pune-l și tu. Du-te, mă. 1. Tu poți să mergi. 3. Bă, s-a învârtit pe 1. 3. Zii, Costi, era că tu ai mai... Deci, Costi, ai dat cel mai mic, tu trebuie să spui despre ei. Dar vezi ce spui, că așa e când un pas. Da. Chiar n-am, pe bune. Păi, n-am. Trebuie, dacă nu trebuie să te dezbraci. Dacă îți vine, tu ajută-mă aici. Păi nu am, mă, nimic, cu ce te-ai ajuns în genitor? Nu mai când s-a bâlbuit bobonete, când n-a știut, mi-a tras 20 de duble. Dacă îmi rupeam piciorul la Buzău când am coborât după scenă... Păi este genitor, știe lumea că ai coborât ca orbetele și ai cărcat în gură. Da, spune, dar să spune despre el. Să spune ce a pățit, că ăsta e moment sunt genitor. Ce crezi că e cu piciorul așa? Deci am spectacol. La Buzău. Fii atent, deci am spectacol. Și termin spectacol. Foarte fain. Băi, oamenii foarte mișto, cobor de acolo, știi cum e, după un spectacol bun. Și o scenă e atât. Și eu cobor, tocmai vorbisem că am înaintat în vârstă și că simt că lucrurile, știi, încep să trebuie. Da. Și cobor din aia, din la Buzău. Scenă, la Buzău, deci am coborât, atâta s-a auzit. Când am coborât și o doamnă săracă m-a prins, doamna care stătea la masă și a zis, Doamne, sănătate, și a zis, să rămân la doamnă. Noroc că m-a prins doamna mai în vârstă, undeva la vreo 50 de ani. Și? Și n-am știut că lui s-a întâmplat asta. Și intram din backstage spre hol să mă duc la scenă, da. Și oameni lângă el care nu-l ajutau. Adică oamenii au văzut că mă lași că vreau să facă poză cu tine. Erau, te țineau, dar vreau să facă și poză cu tine. Ăsta era roșu, piciorul rupt. Ăia vreau să facă poză cu el. Eu de când am ieșit, eu n-am înțeles. Și aici, bă, nene, încep show, intrați, mă, frate, la spectacol, că urpe scenă. Ăsta făcea, stai, bubu, că ce stai, bă, mă, nu mai ține pe oameni aici. După el l-a încercat cu ar veni. Și? L-am băgat. Și-a rupt piciorul, dacă e cure. Nu a văzut. E cure, mă, e cure. Mă, lași. Cine, tu știi cum termină Costi? Când îi merge spectacolul, mine, uite, așa coboară cu ochii închiși, dă mai de cap. Bă, mai fi. Bă, la aplauzele alea și la succesul ăla, era normal să fie. Deci, practic, acum bătrânicile te ajută să treci strada. Da. Deci, cum am simțit? Am simțit că e mama lângă mine. Pe bune, e senzația. Deci doamna de acolo, nu? Da. M-a ajutat nu, pentru că oricum mă durea. Deci când l-am călcat, strâmb a fost... Oh! L-am rupt! Știi, se da? Se întâmplă și accidente, că nu e ușor să faci stand-up. Asta nu este genitoare, pentru că am văzut toată sala. Bine că nu ești la spital, că ți-aduceam portocală. Așa îți dăm de la mărunță câte o portocală. Da. Hai, te rog, ia, luați. E din partea noastră, da. Haideți să-și termine. Deci, oameni buni, în seara asta, sezon nou pe bune, la Pro TV de la ora 22.30. Instagram show pe bune. Să aveți multă baftă, mult succes. Și vă așteptăm cu mare drag și cu altă ocazie pe aici pe la noi. Yes, da. Of course. Venim. Mă rog, până veniți voi să luați emisiunea, poate mai treceți pe aici pe la noi. Da, mai trecem, normal. Să-i duceți și lumare, ia și pentru repetiții, nu de alta. Pentru repetiții, normal. Mulțumim mult de tot, băieți. Vă mai așteptăm. Cu mare drag. Bobo, Diță și Nathan Ticu. Vă ajutați-l, mă, că e colegul vostru. Da, să mă, că luați pe băie, colegul vostru. Eu iau să-i duc acasă. Asta înseamnă echipă. Haideți pe aici. Asta înseamnă echipă. Păi, tu te ia pe cu cine fructele, te hrănește, mă? Haide, mă, că-i ziua lui Varză și stă ăla. Da, el a luat fructele, mă. Hai, ușor. Pupat. Vorbim cu banii aia, că poate mi dai și mie înapoi. Bună, oameni buni!